De la o întrebare aparent inofensivă a lui Stelian, în casa băieților s-a stârnit iar un conflict. Mâncați ouă? Eu nu vreau, mersi. Mănânci, Gabriel? Nu fac. Îți faci. Deci nu te cred că am zis de ouă și fix ouă îți faci. Adică ce, n-am voie să-mi fac ouă sau? Spor la treabă. Păi nu, dar n-am voie să-mi fac ouă sau care e problema? Vezi, frate, că ai un frigider, fă-ți dacă vrei, că nu ți-l ai pe ultimele. Ce, n-am voie să-mi fac ouă? Te-a întrebat tu, măi, de ce-ți faci ouă? Ce ți-o zis? Lasă, frate, să-și fac ouă. Stelian, bagă pe aia. Bagă pe aia. Ce ai? Tu știi, bă, ce are defect. Ce defect am, când fac ouă? Adică eu sunt nebun când fac ouă acum, sau ce am? Nu, puișor, făceam ouă pentru... Păi nu că puișor. Făceam ouă pentru toată lumea acum. Și ce pentru, și, și pentru tine. Făceam pentru toți, ca să nu mai pierdem. Nu am nevoie să fac nimic, că nu sunt sluga ta. Las. Dar cum vine asta? Fă-ți ouă și lasă-mă în pace. Cum vine asta? Păi știi, dacă era sluga ta, dacă tu îi făceai lui, nu el invers. Fă-ți, frate, aia era gaz, dacă primul dau și la o parte și te las pe tine să faci. Aia era ideea, să făceam păi și ție. Păi na, fă-ți, na, nu vreau, păi fac singur. Păi da, îți face și ție, omule. Fac pentru toți, frate. Nu vreau, frate, eu fac singur. Las. Păi ocupi plita, na, care e pentru toată păi lumea. Păi na, mă dau la o parte, fă-i tu, na. Fă-ți, fă-i ea. Da, mă, fii atent. Uite, nici n-ai făcut ouăle și lăsat acolo. Nu mă, lasă. Păi nu să nu le fac după aceea, lasă-mi le fac după aia. Hai, să le faci după aia, că doar două ouăle imediat. Eu nu mă, că-și face Stelian ouă. E, dar în două minute le faci ouăle alea, Gabriel, cum mai ales că-ți încingi Stelian plita. Lasă-o că iau plita, frate. Băi, dar-s patru ochiuri, e-s patru ochiuri, încăpeți. Uite, vină pe partea asta, șefă-ți aici. Păi nu mă lasă. Cum nu te lasă? N-au șansă. Să mă dau de acolo că fac ce? Dă-mi ai tu dacă vrei, te rog, drumul la plita pe partea asta. Lasă, bă, aici. Păi dădeam drumul și o făceam și pe aia ma- și pasta mare și pe aia mică, cât crezi că durează. Ideea e să nu Gabriele, pierdem. Dai patru ochi. Nu, mă, bă, ideea e să nu pierdem timpul. Păi, unul ceasul facem pentru toți și îți făceam și ție, nu era o problemă. N-am nevoie, că nu stați și asta, îmi gătești singur. Lasă, gata. Eu îmi gătești singur. Gata, frate, ești băiat mare. Mai păi nu, bă, tu nu vorbi așa cu mine că ești băiat mare, că vezi că ai o vârstă sub mine, da? Gabriel, fii. Ai 20 de ani. Gabriel, fii cu minte. Că sunt cu minte. Cum adică sunt cu minte? Băi, tu, eu sunt cu minte. Eu nu sunt Gabriel, cu minte. Nici noi n-am mâncat azi, Gabriel. Fii, gata, liniște, că doar nu... Eu zic să fii cu minte. S-o lua nimeni de tine. Că ce? Bă, terminați. Gata. Ești un cocoș, te dai cocoș și ești cioară de găină. Cum e? Gata, e, gata. Ce este în cioară? E gata, e, omule, că ți-o dat drumul la plita aia să fac păi lucrurile acum. Păi el trebuia să dea. Dar lasă-le, ce ți-o făcut, cu ce te-o încurca pe tine? Păi de ce fac ouă? Da, ce te-o încurca cu ceva, uite, acum îți faci ouăle, da. Ce treabă păi e, Gabriel? Păi da, ce luai ouăle și că Gabriel face ouă. Păi și păi ce? Care e problema ta? Ce te uiți așa, ce mai făcui? Adică tu mă tragi pe mine la răspundere. Vreau să nu, că dai numai flegmă în gură. O și înghiți. Ei, Gabriel, gata. Eu știu că așa se vorbește când ai un prieten. Tu nu ești prieten. Ce prieten, mă, pe ăsta? Gata, Gabriel. Și pe ăsta ce, să-mi fac prietenii sau să văd ce? Îmi fac el ouă, frate, eu nu știu să-mi fac ouă. Bă, dar gata, mă, terminați. Păi lasă-l, frate, ce-mi face el mie ouă? Băi, frate, te-o întrebat dacă îți faci ouă, că probabil o vrut să-ți facă și ție. Luai ouăle și Gabriel îți face ouă. Ia împăcați, băi. Hai, dați mâna și împăcați-vă. Vă certați la ouă. Tu ești supărat pe tine? Dați mâna, frate, dacă sunteți supărați. Ce-ți mână-ți dau, bă, cu ăsta? Ce mi-ți da el? Sunt 3 ore la sală și își face duș după la 6 ore. Ce treaba e? Poate omul nou vreau să facă duș. Ce treaba ai tu cu el? Termină-i, Gabriele. Greșit aruncarea asta, uleiul? Cum? Vrei să lași disparat aceea? Că îți văd că se uită. S-a pus fata pe tine, bă, azi. Bă, opriți-l, vă rog. Dacă tu faci... Dar nu s-a uitat la tine, omule, ce treabă ai? Gabriel, oprește-te. Atât îți spun. Termină-te. Păi nu că oprește-te. Încetează. Ce faci, mă? Încetează. Păi vezi că ai 20 de ani, ai 7 ani cu mine, bă. Bă, potolește-te, atât spun. Hai cu matematica ai acasă. Că la fel ai făcut și cu mine cu Eclipse, atunci te-ai luat degeaba. Lasă, gata, ce degeaba, bă, frate? Nu zic, ți-ai făcut ouăle, gata, dar nu are nimeni treabă cu tine. Păi tot mă pronunț, să mă lasă mea în pace. Dar la ce s-o luat iară? Că Stelian a zis, bă, face-o, că făcea el mai multe, știi? Și dacă vrea să facă și lui. Și el, o să ce, eu sclavul tău să-mi faci tu mie? Adică era invers. Eu aș vrea să fiu sclavul lui Stelian, dar să-mi facă ouă sau să-mi gătească în fiecare zi, știi? Păi, Stelian, vreau să fiu sclavul tău. Îmi faci și mie niște ouă. Încalci și mie hainele. Încalci și mie hainele, îmi faci și mie la spălat, da. Eu nu știu să gătesc. După aia se interpretează altele cu vorbele astea, urlă, lasă. O mai zic. Bă, eu așa prostologie nici nu cred că mai ai cum să le interpretezi. Ignora pe dobitoc, dar nu băga și voi astea. Cine e dobitoc?
Te-ai simțit? Dar ai zis că ai simțit cineva domitoc sau? Poate m-am simțit, da. A, păi dacă te simți, fii sănătos. Vorbeam cu ăsta. Da, ăsta, da. Ăsta are un nume, are Stelian. Nu-i frumos să zici asta. Ai zis, pe cine ai făcut domitoc? N-am zis de domitoc. Ce s-a părut? Ai zis domitoc, adică sunt prost. N-am auzit. Nu, ești domitoc, adică. Cel mai probabil. Dar Gabriel nu s-a contrat doar cu Stelian, căci mai târziu mai lua pe cineva în vizor. Lua arichile. Mai ușor cu vorba în față, da? Pune-mă că una între ochi. E gata, e gata. Te-ai dat de aici. Tu nu îmi dai cu de aici, tu în față. Ce ți-a făcut? Vezi că m-ai atins. Hai. Lasă cu clanța mai mică. Îți frec una între ochi. Îți lăși ochelarii, nu. Alex, calmează. N-ai rog. Nu, pui de aici, tu în față. N-ai. Moldovean e spărat. Bă, cum vorbești, bă, cum moldoveanul ăsta ăla? Nu, tu nu ești moldovean. Dar cum vorbești așa tu cu oamenii? Păi dacă mă atingi de mine... Păi tu te duci cu degetul la el, mă? Adică ce? Păi cine ești tu, te duci la el? Ștefane, gata, ești. Păi ce tu vorbești aceea? Bă, cu omul ăla ce ai de vorbești? Cu mine ce ai de vorbești așa? Cine te-a jignit, bă, cu tine? S-a umflat orezul în tine, mă? Cu cine vorbești așa? Pentru ce vorbești așa? S-a umflat orezul în tine? S-a umflat omleta. Băi, gata. Nu mai țipați, gata. Pe tine te-a jignit cineva? Gabriel, case close. Ce ai cu el? Ce ți-a făcut? Păi tu vorbești aceea. Ce vorbește? Spune-i ce am vorbit. Ce ai vorbit? Spune. Păi spune, ai zis că am vorbit, ce-am vorbit? Tu vorbi de mine. Ce-am vorbit? Ce? Exact, da, ce-am vorbit. Tu îmi dai subiecte care nu au rost. Care sunt? Pe care sunt subiectele? Din cauza asta, toată sala... Uite, pune mâinile jos, frumos, ră. Păi da, ce să vorbi? Toată sala, sare, toți au să mi-a sărit din cap din cauza ta, să știi. Ce-am zis? Pentru că vorbești, ai urași pe noroc. Ce-am zis, exact. Ce-am zis, exact, spune, ce-am zis? Gata. Ce ți-am zis? Adică tot dai niște vorbe și toată sala s-a din cap din cauza ta. Toți băieții din cauza subiect ta. Subiect și predicat. Ce? Subiect și predicat. Ce-am zis? Uite, tu acum încerci să spui, să vorbești. Spune-vă cine și cu ce ți-a greșit. Spune cine ți-a spus. Să faci, să nu mai țipați. Uite, vezi, toată sala iar mi-a zis ce ți-a făcut, ce ți-a zis? Da, Alexandru, Alex. Ce ți-am zis? Ce? Ce-am zis? Spune-mi. Ce ai zis? Da, exact. Spune. Tot vorbești cu mine cu bă. Vorbești cu mine cu vorbești aici cu da? Cu ce? Eu nu sunt aici, frate, cu eu vreau să mă merg mai departe în emisiunea asta, mă vreau să... Spune-mi, vorbește, spune, ce ți-am zis? Vorbesc. Da, vorbești, ce ți-am zis? Așa. Așa ce? Ce-mi tremuri în ce ți-am zis? Uite, da, iar vorbești urât. Bă, tu mie m-ai făcut, m-ai făcut pe mine, m-ai vezi făcut, nu m-ai făcut. Înțeleg de asta. Bă, ăsta ai spus moldovean nespălat. Cu ce ți-ai greșit? Nu mai repeta aia că ești așa nervos, e gata, lasă. Gata. Nu mai țipa, gata. Ce vorbe? Cum să spui așa ceva? Mi mai pui o dată de aici, tu în față, ai gata. De ce vorbești urât? Că ești prost, de asta vorbesc cu tu l-ai înjurat. L-ai vreodată eu așa lui? Păi, dar l-ai înjurat fără să-ți facă nimic. L-am înjurat eu? Păi ai spus moldovean în puțin, nespălat. Tu știi ce vorbești sau... Eu nu înțeleg ce... Ce se întâmplă? Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Nu mi-e clar ce se întâmplă. E acolo un conflict care, deși tot venim și arătăm și vă spunem și într-o parte și în alta, ce cu atitudinile astea ostile și de o parte și de alta? Cum să facem să nu mai fie discuțiile astea? Nu știu. Cum să facem? Gabriel. Hai să încep așa, vă iau pe rând, că na. În primul rând că cred că toți erați nemâncați, corect? Nu joacă asta niciun rol. N-are treabă. Mă gândesc că poate că de la nemâncare sunteți mai, adică mai nervoși, nu da. Știu. Eu nici n-am fost implicat în ce. Am văzut că eu nu erai la faza treabă. Cu ochiurile, nu erai acolo. Eu n-are treabă, eu stăteam pe pat. El vine din nicăieri, îmi bagă de aici, nu-mi face nici... Dar cum am făcut domitoc, tu ai sărit gura, puteai să vedești și pe reloare. După când am făcut seria domitoc și nimeni n-a recunoscut. Exact, ce-am sărit? Da, să vede pe reloare, eu nu cer nicio reloare, nimic, dar se păi vede. Eu am zis, nu te-am făcut pe tine. V-ați luat cu mine, v-ați atacat cu mine, toți contra mea. Păi eu nu te-am atacat cu nimic, de asta am venit și te-am întrebat să-mi spui în față, spune-mi ce-am zis exact, de ce n-ai putut să-mi spun? Păi, după ce m-am făcut Stelian Dumitoc, îmi cer scuze la limbaj, deci îmi cer scuze din nou, pentru că din nou fac să vorbesc urât. Dar de ce nu te-ai dus la Stelian să-i ceri să vorbească? El a intervenit și apoi am dat și o replică. Eu cred că libertatea unui om se termină, unii începe libertatea altui om. Atâta timp cât eu avem spațiu personal, că tu vii și îmi bagi un deget în față sau... Ok, iar spațiu personal, cu... tu ai venit spre mine, da? Acolo ai văzut cum ai încolțit? L-am încolțit eu? Crească, Dumnezeu. Eu de pe domnule, erai lângă mine.
și s-a băgat și Ștefan aici. S-a văzut foarte bine pe filmare. Ai venit și mi-ai vorbit și urât. Ce faci până la urmă? Păi tu te-ai dus cu degetul în fața lui așa. Bă, omni, sănătos. Oameni buni, sunt două gesturi agresive. Când te duci așa la un om, este un gest agresiv. Când faci așa unui om, este un gest agresiv. Sunt două gesturi agresive. Urmate de jigniri și de o parte și de alta. Corect? Dar eu nu l-am atins cu nimic. El m-a atins și în... Vreau să și acolo și care sunt acolo. Jignirile mele față de însu. L-ai jurat. L-am jurat? L-ai jurat, e un cum... Păi da, dacă vine... E un păi limbaj vrea? Agresiv. Okay. Eu nu pot să spun ce ai spus. Ok, ce trebuia să fac? Să mă rog până îi termin în jurăturile lui... Să vorbești frumos. De asemenea, a vorbit foarte urât. Gabriel, nu ne legăm. Dar ce importanță are că e moldovean? Păi da, dar... Păi da, dar cum? Nu este un limbaj vulgar. Dar nu poți să spui despre... Bune, hai să nu jucăm, cartea naivului. Când spui unui om că este moldovean nespălat, este o mare jignire. La fel cum e foarte urât să înjuri. Sunteți fix, v-ați pus fix pe același... Da, poate să fie și o farfurie nespălată și nu mă referam la ei. Dau un exemplu. Măi, Gabriel. Măi, Gabriel, eu nu vorbesc de farfurie, eu vorbesc de faptul că îi te-ai adresat moldovean nespălat. Asta este o jignire, serios. Nu lasă farfuria. Că dacă îți spui o farfurie nespălată, nu jignești farfuria. O speli, dar dacă îți spui un om... De câte ori te-ai supărat tu că băieții ți-au spus ție lucruri legate de igienă? Te-ai simțit jignit? Păi da, de asta ți-am întrebat lucrurile. Păi și el s-a zis la fel că l-ai făcut nespălat. Măi, ok. Păi eu nu m-am simțit jignic, eu chiar mă spăl. Dar, Stelian Gabriel. Bun, haideți vă rog să subliniem un aspect. Noi ca să trăim cu toții la comun, da? Cu toții gătim împreună, spălăm unii după alții, ștergem unii după alții și așa mai departe. Da. Gabriel și-a propus să se separe de stilul ăsta. El a spus, singur. Vreau singur, vreau bugetul meu singur, vreau să-mi spăl asta singur. Nu se poate, v-am spus, păi, cu bugetul singur. Păi, asta este aspectul pe care el și l-a propus. El și încă o dată și-a subliniat foarte concret faptul că să lăsăm în pace și că vreau liniște. Da, eu vreau liniște, vreau să pot să se care este... Stai, vreau să întreb ceva. Care este motivul pentru care, deși el ți-a spus, Stelian, Gabriel, fac omletă pentru toată lumea, care este motivul pentru care tu ai vrut să gătești separat? Pur și simplu le gătesc eu într-un anumit mod care îmi plac mie mai mult. Nu vreau să mănânc, adică nu că îl jignesc, că nu faci, că n-ar găti. Dar îți place mai mult mâncarea ta? Mâncarea mea. Ok. Bun, ok. Dar haideți să ne înțelegem. Ți-ai propus stilul acesta. Pe lângă că nu mai ștergi, poate nu mai speli farfuria la altcineva, spre exemplu. Dar vine la fel de asemenea, trebuie să respectăm un principiu. Interesele tale personale vin după interesele majorității. Dacă suntem, să spunem, 4. Adică 5... eu să spăl farfuria tuturor. Nu, ascultă-mă. Dacă suntem 4. Dimineața asta am făcut, stai. Ascultă omul cum vorbește. Dacă suntem 4 sau 5 oameni care vrem să folosim mașina de spălat, da? Te supui votului majorității. Suntem cumva toți ai propus să fii separat, ok, nu încurcă un om o întreagă unitate, ca să spunem. Deci aștept după 5 ani, dacă sunt 3 oameni, eu am spus că fac omletă pentru toată lumea, din lucrul meu, ca să spun zile, așa. Eu am făcut omletă pentru 4 oameni, să spunem. În principiu, Aragaz are mai multe ochiuri și ați văzut că s-a putut face simultan. Dar nu despre asta este vorba. Este vorba despre faptul că este o situație tensionată între voi și eu în acest moment, astăzi, 3 septembrie, vă dau un avertisment, urmând ca la, dacă se mai întâmplă ceva, să trecem la sancțiuni. Pe de altă parte, vă rog foarte, foarte mult, Gabriel, ți-am mai spus o de atâtea ori, trăiți la comun, încearcă să te uiți un pic și la nevoile celorlalți, da? Dar nu mi se pare normal să îmi spară până și șosetele, de asta nu am mai dorit. Ce a făcut? Nu, acum serios, sunt lucruri intime. Mă cer scuze, sunt și eu bărbat. Auziți? Uite, zilele trecute ți-am dat o pereche de șosete și am găsit-o plină de praf sub calorifer, spre exemplu. Și după aia nu trebuie să mi le dai. Uite, despre asta, e vorba. Despre a fi un pic atent și la nevoile celorlalți. Băieți, încercați, stați. Încercați și voi să, dacă simțiți că vă enervați, să-l ignorați. Nu mai râdeți de pe margine. Deci nu mai râdeți de pe margine, că nu ajută. Da? Ștefan, Ionuț, Sorin, Robert.
Nu mai râde. Că nu ajută treaba asta. Robert nu e, că e plecat la de gătesc. Că vreau să gătesc cu ele, că mie îmi plac mie cum le fac. Și tu oprește-te să te consideri o victimă, pentru că tu pleci de la premisa că ești victimă. Adică omul ți-a spus: băi, Gabriel, stai un pic că fac, eu fac omletă pentru toată lumea. Și tu îi spui: de ce? Dar ce, eu sunt sclavul tău? Dar are nicio legătură ce îi spus tu cu faptul că omul s-a oferit să facă de mâncare pentru toată clasa. Casa. Clasa. Aș putea, că așa mă simt. Iar mă simt doamna dirigintă. Dar de ce suntem 9 oameni de toți? De ce între 8 vreți oameni? Vreți mai, vreți 5? Este liniște și armonie și cu toții ne înțelegem între noi și este unul singur care vezi, doamne, s-a dat tot răul împotriva. Răspunsul este că sunteți diferiți. Unii se adaptează, alții nu. Păi da, și pentru că eu nu am atacat. Eu am fost atacat de către voi. De asta am stat în banca mea și am fost atacat și tu ataci. Asta spun prin faptul că le spun. Se pare normal. Da, stai un pic. Răspuns de multe ori nepotrivit. De exemplu, treaba asta că nu sunt sclavul tău a venit ca nu cam perete. Eu te întreb de ce l-ai făcut pe omul ăsta moldovean nespălat și tu spui că și farfurile sunt nespălate. Tu, de ce înjuri? Vă rog frumos, vă atrag atenția. Nu mai folosiți limbaj nepotrivit. De ce înjuri? Într-un limbajul meu, îmi cer scuze, dar nu pot să stau să mă uit cum cineva vine și te înjură de nicăieri, măcar să-i fi zis ceva. Te-am înjurat vreodată? Cele mai multe jigniri tu le aduci. De față cu dumneavoastră. Jignești pe toată lumea, spui mie ce mi-ai spus, lui ce ai spus, lui Ștefan, lui Ionu, ce le-ai spus. Vorbiți amândoi odată. N-are niciun sens. Jignești cel mai mult din toată casa. Doamna Ioana, ce ziceți de strict de povestea de ieri? O clipă, vă rog, băieți. Deci nu. N-aveți cuvinte în legătură cu? În legătură cu tot. Și cu Gabriel, cu răspunsurile și cu băieții. Deci cu... Păi el zice, lăsați-mă în pace. Spune-mi puteți să vă ignorați, puteți să vă ignorați, serios. Vă rog din suflet. Eu asta i-am zis să ignore, să stea în banca lui. Eu asta i-am spus, dacă nu s-a putut să se acomodeze cu băieții, că eu am încercat să-i zic să se acomodeze. Dacă nu, să stea în banca lui și gata. Eu asta i-am spus. Vă dau un altă, zici, vine, l-a spus, lăsați-mă în pace, nu mai vreau nimic, ok. Asta am făcut. Spune pe canapea, dacă nu mă credeți, uitați-vă la video, să vă trimită. Spune și să uită, așa să uită. La mine, de exemplu, 10 minute. Mă, te atacă prin... Dar nu contează. Prin firea, serios, acum omul se uită, nu putem să reprezi. Nu contează, dar la el și-o să acum ataci, eu n-am voie să mă uit la tine, adică ce ești? Dar totuși, de ce l-ai atacat pe el când cearta ta era cu Stelian? Aș vrea să-mi răspund la această întrebare. Cearta ta era cu Stelian și de ce l-ai atacat pe... Pentru că, după ce mi-a spus Stelian că sunt dobitoc, știți foarte bine că s-a văzut pe... Material. Atenție la limbaj, Stelian. I-am spus. Asta este o jignire să faci un om. I-am spus. Stelian mai făcut și el? Și a spus nu, am făcut pe nimeni. Și apoi a sărit el. A zis ceva. Și am zis. Dar tu nu știi ce, tu nu ți amintești. Discuția era între mine și el. De ce s-a băgat? Păi ce am zis? Eu te-am întrebat. Dar n-a spus despre tine, era o discuție. Băieții stăteau în partea cealaltă. Chiar am fost foarte atentă că am vrut să chiar să-mi dau seama ce se întâmplă. Erau în partea cealaltă a canapelei și comentau între ei, discutau, râdeau, făceau ei ce făceau. Chiar vorbeau așa. Nu știu care a zis. Stelian, nu vrei să-mi faci în fiecare zi mâncare și eu să fiu sclavul tău? Adică erau niște ironii, ce-i drept, dar totuși tu te-ai repezit la el, înțelegi? Despre asta este vorba, că vă șicanați și vă provocați și credeți-mă, nu o să ajungem într-un punct bun dacă nu o să învățați să vă ignorați. Știți cum e cu un copil care nu se adaptează într-o colectivitate la grădință? Dom'le, vine mama cu el o săptămână, două, trei. Vreți să o trimit pe doamna Ioana în casa voastră? Da, pentru că nu putea să bine. Ar fi bine. M-am gândit să mă adaptez, chiar că nu puteam lăsa haos în casă. De ce nu? Dacă ați mai văzut vreo ceartă. Da, bine, luăm o scurtă pauză, o să vedem ce o să fie. Dar v-am spus, v-am dat un avertisment.